poze. Trăiește ca atare, rețeta e la noi. Te învățăm orice mișcare. Idei de succes, oameni simpli și vedete. Toate-ți dau loc, vină și ne urmărește. Viața e mai bună împreună. Dacă ne vezi, totul merge strună. Ziua bună o facem noi. De luni până joi. Ziua bună, lume dragă! Mă bucur să ne revedem într-o zi atât de frumoasă ca cea de astăzi. Sunt Cristina Sechei și vă spun că emisiunea cu invitați ca cei pe care îi vom avea azi nu trebuie ratată sub nicio formă. De când n-ați mai râs cu poftă? Da, să râdeți, să vă țineți de burtă sau să vă tăvăliți pe jos sau să hohotiți de-a dreptul. Ei, dacă nu vă amintiți, nu-i nimic, azi rezolvăm problema, căci la ziua bună avem invitați cu mare lipici la public. Să ne destindem, căci altfel o luăm razna, nu-i așa, drăguța Teo? Așa este, așa este, din când în când să mai râdem. Cristinica mi-a ridicat plasa la subiectul de astăzi. O să vezi și de ce. Dragile mele, de o lună de când a început ziua bună, nu fac altceva decât să vă povestesc despre fructe și legume, despre antioxidanți și radicali liberi și complexuri de vitamine. M-am săturat. De azi m-am săturat. Dacă tot avem o emisiune în care o facem lată, vă spun și eu că astăzi ne facem de cap. Dar știți cum? Grav! Foarte, foarte grav. Abia aștept să vă arăt ce v-am pregătit pentru azi. Draga mea, Teo, minunată potriveală, abia aștept să ne dăm în stambă, să uităm de atâtea reguli, să facem tot ce ne trece prin cap. Bantu, tu cu ce ne surprinzi în această după-amiază? Ceva exerciții haioase? Eu nu vreau să spun multe lucrurile. Eu sunt pregătit, cum te-am spus, sunt pregătit de când eu am născut și vreau doar să arăt mai încolo. Dar azi am ceva nou, uite, o minge. Wow, cu mingea de fotbal. Cred că și tu o să ai lipici la public. Cu siguranță. Echipa este la datorie, pregătită să facă cele mai nebunatice lucruri, așa că sper că v-ați așezat comod în fotolile dumneavoastră cu cafeluța sau ceaiul alături. Dacă nu, faceți-o cât mai repede, că dăm drumul la surprize și nu-i de pierdut niciun minut. Invitatul nostru de azi apreciază bucurile simple ale vieții și spune că una din neîmplinirile sale este că ar fi vrut să meargă în America împreună cu tatăl său în apropierea Statuii Libertății sau Casei Albe să mănânce parizeri cu pâine. La ziua bună, în aplauzele dumneavoastră, îl invit alături de noi pe nimeni altul decât Ovidiu Purdea Someș. Bombardele anului, no? No? Ziua bună! Ziua bună și bine v-am găsit! Vă rog frumos să invit aici pe canapea. Ajută-vă! Bine ați venit! Doamne ajută! Cred că aș putea să spun că am alături de mine un fecior fain. Dacă tot am citit că asta scrie pe cartea de vizită. Un fecior fain care a plecat în lume să se facă domn. E o carte de vizită pe care o port și în chimirul de... Așa! Vreau să văd! Interpret de muzică populară. Fecior fain. O reclamă perfectă, la care cameră să arăt. Așa, s-a văzut. Pentru că deseori primeam cărți de vizită de la prieteni, de la cunoștințe și fiecare dintre ei era ba director de firmă, ba patron, ba ceva director, ba asistent manager și atunci mi-am spus, eu nu o să ajung niciodată nici patron, nici asistent manager, așa că va fi o carte de vizită eternă, fecior fain. Dar știu că ați plecat de acasă pentru că ați dorit să vă faceți domn sau asta a fost visul mamei? Eu recunosc că vreau să o fac pe mama mulțumită. Mama îmi spune, mă copile, du-te și fă-te domn, lasă-l focului de colectiv. Că aici la colectiv zice, noi ne rupem oasele cât muncim și ne mai rupem oasele toamna și cât trebuie să furăm pe ascuns ca să nu ne prindă brigadierul. Și atunci tu ai o singură șansă, du-te și fă-te domn. Și de fiecare dată când în vacanțe, trebuia să merg și eu cu vacile la pășune. Făceam 20 de metri și cădeam în prima groapă, în primul șanț, zicea mama. Ioane, lasă-l în foc pe copilul ăsta, tu ce nu vezi, lasă-l, mai bine să rămân acasă. Eu rămâneam acasă, spuneam mamii că mă doar inventam tot felul de dureri, iar mama mă găsea după jumătate de oră cu cărțile de lectură sub plapumă sau sub cerceap, sub lepedeu și zicea, asta e șansa ta, fă-te domn.
Mă scuzați că intervin, dar o combinație de lectură, cântec și poezie am și eu aici în bucătăria mea domnească pentru toți cei interesați de preparatele mele. Dacă tot vorbim despre mama, despre imaginea emblematică a acesteia, cea care ne dă viață, care ne hrănește, v-aș întreba și eu ce vă plăcea cel mai mult și cel mai mult din ce vă cătea mama dumneavoastră? Cel mai mult și cel mai mult îmi plăcea mămăliga cu brânză sau mămăliga cu topală, dar recunosc că nu asta mâncam cel mai des. Eu întrebam pe mama dimineața când vrea să plecăm la muncile câmpului, mama, ai făcut ceva de mâncare? Și du-te mă copile, mănâncă și tu niște lapte acolo. Un dărap de brânză cu... Veneam seara sau la prânz, mamă, ce ai făcut de mâncare? Păi ce n-am avut, că am fost la când, du-te mănâncă lapte acru. A doua zice, mamă, ce mâncăm? Ce lapte acru? Ei, am mâncat foarte mult lapte acru. Dar nu era preferatul. Motiv pentru care nu am avut probleme niciodată cu calciu. Asta e un lucru foarte bun. Este ultima dată când vă întrerup, dar să vă spun și de ce. Am o rețetă mai lungă astăzi și mai complicată. Este vorba despre un mega tort de ciocolată și atunci trebuie să mă grăbesc repede, repede, să apuc să-l și coc, să vă și dau să mâncați din el, că dacă nu, laptele acru vă paște. Așa cum vă spuneam, azi ne facem de cap grav de tot și nu oricum, ci un super tort de ciocolată. Da, un tort fără miliarde de vitamine și spre deosebire de dovlecel, care are 15 calorii pe 100 de grame, tortul ăsta o tot avea vreo 600 de calorii, dar le merităm. Odată la câteva săptămâni merităm și noi un răsfăț absolut. Dar, un pic de sănătate tot e în el, nu de alta, dar ciocolata neagră conține antioxidanți și ajută la scăderea tensiunii arteriale. Unele studii spun chiar că ciocolata neagră consumată regulat scade cu o treime riscul atacurilor cerebrale pentru că ajută la dilatarea vaselor de sânge și la o mai bună circulație. În plus, mirosul de ciocolată crește undele teta la nivelul creierului și asta ne induce starea de relaxare. Grijă însă la cantitățile de ciocolată pe care le consumă cei mici, pentru că ciocolata conține cantități mari de zahăr și cofeină și asta e foarte agită și îi face și mai grăsuți. Dar hai să uităm de discuțiile despre greutate și să ne notăm ingredientele pentru blat ca să ne putem apuca rapid, rapid de treabă. Avem nevoie de 300 de grame de zahăr, 250 de grame de făină, un pliculeț de praf de copt, 85 de grame de cacao, o linguriță de sare, 2 ouă mari, 3 dacă sunt mai mici, 250 de mililitri de smântână sau iaurt gras, 120 de grame de unt topit, 250 de mililitri de cafea cu lapte sau cacao cu lapte dacă le dăm tortul și celor mici. În primul și în primul rând am încins cuptorul la 180 de grade și am tapetat cu hârtie de copt, două tăvi rotunde pentru blat cu diametrul de 22 de centimetri. Apoi, într-un bol mare cum e acesta, o să punem ouăle, smântâna, zahărul și untul topit, adică ingredientele lichide. Le amestecăm bine, vreo 5 minute așa cu mixerul la viteză medie sau cutelul este ok. Punem apoi făina cernută împreună cu sarea, praful de copt și cacao, adică ingredientele solide și amestecăm totul bine, binișor și la final mai punem și cafeaua cu lapte. Amestecăm până avem o compoziție omogenă pe care o să o coacem, vă arăt eu cum, imediat. Gata, nu mă mai bag. Eu sunt curioasă. Promit da. Că nici eu nu te mai încurc, că spun doar atât, că i-am spus la soția mea că are voie să gătească orice, să facă orice, cu o singură condiție, să fie gustos. Dacă nu v-am spus că avem și lapte acru, vi-l și arăt dacă vreți. E deci în caz de ceva, eu-l scot, la interval. Da. Laptele acru te îndulcește în viață? Nu. Oh. Laptele acru cred că e unul dintre alimentele cele mai uzuale pe care le ai la țară și cred că este unul dintre cele mai bune, pentru că n-ați văzut la țară cum sunt copiii, ce obraji frumoși au, ce vesel sunt, roșii, da, cum emană veselie. E alimentul cel mai la îndemână. Da, știți că este un cântec care spune lucru mare-i omenia, mai de preț ca și domnia. Bine. Eu am vrut să devin domn, adică om cu școală, nu domnia aia în care pleci și ți-ai uitat satul. Mama vrea să mă facă preot. A zis, mă, copile, tu ești un om cu frică de Dumnezeu, că așa este, suntem în familie. Tata era deac, mama cânta în corul bisericii. Ce, du-te, fă-te popă. Și a zis, mamă, eu mă fac. Sigur că dacă orice îmi spui dumneata, știu că îmi vrei binele. Dar eu vreau să te întreb atâta. Eu sunt mare iubitor de fotbal, mie îmi place fotbalul. Zic, eu am voie să ascult meciurile în biserică, în altar, la care beata mamă și-a făcut cruce și a zis, Ioane, dă la altă meserie, că aici nu o să scoatem la capăt. Și la altă meserie am ajuns? La meseria de...
cântăreț de scriitor? Nu, înainte eram la liceu militar, la Alba Iulia, școala militară. O, ajungem și acolo. Pentru că atunci nu era o meserie. Era clasa a patra și eu citam scrisorile surorilor mele mai mari. Ele primeau foarte multe scrisori de la iubiților, de la drăguților. Eu pe furiș le luam cărți, scrisorile din cutii și le învățam aproape pe de rost. Și n-ai primit o mamă de bătaie? Le-am spus abia după câțiva ani, după ce ele erau deja căsătorite. Și așa, citindu-le scrisorile lor, am prins pasiune pentru poezie. Într-o seară, la Căminul Cultural, rula filmul Vandana. Și, cum se întâmpla de obicei, s-a rupt rola. A fost un moment mai lung, timp în care mi-am luat pe genunchi și am scris câteva versuri. Erau versuri dedicate mamei, pentru că mama era universul cel mai apropiat și cel mai frumos, și le-am citit unor vecini. Iar vecinii zis așa: bă, ăsta e poet, mă. Mă, zice, ăsta e poet. Mi-a fost atâta de rușine că mi-am mai stat să văd partea a doua a filmului, am fugit acasă plângând, pentru că a fi poet era ceva rău în sensul de atunci. Și totuși, veleități artistice, cântat, poezie, cum se combină cu armata? Deseori stau de vorbă cu sufletul meu și știu că este împărțit în două. Uneori mi-aș dori, pentru că poetul nu-și mai aparține lui. Poetul se risipește în cuvinte, în metaforă, în stări. El intră în transa aia lui universal în care creează. Militaria nu prea îți dă voie să faci asta, pentru că ea cere rigurozitate, ea cere disciplină, cere punctualitate. Încerc de multe ori, și eu cred că am reușit, în cele 8 ore cât stau la serviciu, să fiu 70% militar și 30% poet, iar când sunt în afară ori de program, să fiu 70% poet și 30% militar. Dar cere o vocație și milă militaria aceasta? Sau ce ai spune tinerilor care ar dori să urmeze o carieră în domeniu? Mai mult decât vocație, cere pasiune și sacrificiu. Dacă cineva își imaginează astăzi că poate să vină la poarta unei unități militare numai de dragul de a îmbrăca o uniformă și de dragul unui salariu, care nici măcar nu este bun, se înșală, pentru că nu mai este armata de altă dată, în care erau sute, mii de soldați și erau în lucrări în agricultură, erau în industrie, erau pe cine știe ce șantier. Nu. Acum armata este profesionistă. Sunt 50 de soldați, sunt 50 foarte buni, care știu că pleacă într-un teatru de operații și știu că de pregătirea din țară depinde viața lor de dincolo. Viața din teatru. Uneori, o clipă de neatenție este fatală. Alteori, o clipă de curaj poate să-ți aducă salvarea vieții camaradului. Dar sunt soldați care trăiesc din această meserie, da, da. Sau mor pe frontul de luptă fără nicio recunoaștere și fără nicio... Toți soldații pe care avem acum în armată sunt militari profesioniști. Deci ei vin, stau 8 ore la program sau uneori când lucrează, când sunt în serviciu de pază, de permanență lucrează mai mult, ei sunt retribuiți pentru asta. De fapt, asta este meseria noastră. Meseria noastră este, se spune că e meseria armelor. Eu trebuie să iau arma și să mă duc acolo unde țara și ordinele îmi cer. Sigur că ideal ar fi ca unde mergem să nu avem jertfe, să nu avem camarazi căzuți la datorie. Dar viața arată că este altfel. Vreau să vorbim și despre ziarul pe care încă se tipărește în plumb, din câte știu eu. Da, ziarul... Da, este ziarul diviziei. Militar. Ziarul, da, se cheamă Orizont Militar. Eu, după principiul, înalță șeful cât mai sus încât să iei locul. De 23 de ani mi-am înălțat șefii, i-am promovat și din anul 2008 sunt redactorul șef al acestei publicații. Cum arată jurnalistul care scrie articole pentru astfel de ziare? Are concurență în cele alte domenii, în cancanuri? Cum face față un astfel de ziar? Deci este un ziar de informare. Noi suntem un ziar care apărăm din două în două săptămâni. Nu suntem un ziar de cancan. Noi chiar suntem jurnaliștii care respectăm acele reguli, care ne verificăm informațiile din două, trei surse, pentru că ar fi culmea să scriem despre un eveniment care nu s-a întâmplat. Sau să scriem despre ceva care nu este specific activității din cazărni. Ziarul e scris sentimental, pentru că e scris pe plumb, dar avem certitudinea și sentimentul ăla că în momentul în care cititorul a citit ziarul, ne privește în ochi, pentru că mergem în documentări, în toate garnizoanele, am 16 județe pe care le mediatizăm,
mergem la concursurile sportive, mergem în teatru de operații, mergem în aplicații și vedem. Astăzi suntem la 5, mâine suntem la Bogata Stejeriș, poi mâine suntem la Vatra Dornei. Deci noi viața o trăim alături de el. Deci să înțeleg că da. Nu există rubrica locotenenta de la pagina 5 sau orice alte tertipuri de promovare. Să știți că ar fi o rubrică de succes, pentru că sunt atâtea fete frumoase în armată, dar nu numai că sunt frumoase, chiar își merită rolul și statutul pe care îl au. Uite, am să-ți fac o mărturisire, să-ți dau un exemplu elocvent. De un 1 martie, de ziua tanchiștilor, am cunoscut la Bistrița o domnișoară. Minionă, frumoasă și așa temperamentală. Și comandantul mi-a spus, este comandant de tank. Și am spus, o femeie comandant de tank? Da. Zice, urcă în tank, conduce tankul din leviere și a zis, aș vrea să scriu despre ea. O să și ai... eu aș vrea să o cunosc da. Și poate să o aduc aici în emisiune da. Pentru că o să ai foarte... în curând ocazia să scrii despre ea. Și la Turda, unitatea s-a mutat de la Bistrița la Turda. Și atunci am scris eu o însemnare, tanchista din capul coloane, pentru că în momentul în care tancurile au fost debarcate la Câmpia Turzii, a fost în tancul din capul coloanei, care a pornit cu tancul până la unitate și a condus până la unitate. Ramona o cheamă, așa a devenit Ramona prietena mea și corespondenta mea la ziar. De ce? Pentru că era o fire foarte ambițioasă și am întâlnit-o și la concursurile sportive. Deci aleargă cu ranița, trage cu pușca, face deplasare pe schiuri. Asta este armata, asta este vocația pe care trebuie să o ai. Armata presupune și multe sacrificii, dar vreau să vorbim și mai mult despre partea aceasta frumoasă, artistică, despre cântat, despre scris. Una dintre cele mai frumoase poezii pe care le-am scris se cheamă Toamnă la Cluj. Două metafore mi se far substanțiale, frumoase, aproape de neegalat. Prima e aparține lui Nichita Stănescu, se referă la limba română, este o limbă dumnezeiesc de frumoasă, iar cea de-a doua poetului Horea Bădescu, care vorbește despre o toamnă nebun de frumoasă la Cluj. Eram cu colegul vostru de televiziune, Aurel Tămaș, într-o seară la o lansare de compact disc, Laurel, și am scris pe o notă de plată o poezie intitulată Toamnă la Cluj. Frumoasă toamnă din felea coboară, la Cluj, pădurea dă în flori de stele, mi se întâmplă azi, întâia oară, să te cuprind în gândurile mele. Ceva mă trage spre copilărie, să-mi spună mama că aș putea răci, să-i fur vecinii strugurii din vie, iar unul dintre struguri tu să fii. Îmi pot să dau peste abecedar și să te caut unde vei fi oare, iar tu, într-o duminică îmbrumar, să râzi și să-mi scazi nota la purtare. Asta este omul sensibil pe care am vrut să-l scot din straile de armată. La fel cât de sensibil este și Teodora atunci când se ocupă de tortul de ciocolată și parcă o văd cum pictează pe acel tort modele de poezie și de cântec și de tot ce vrei. Sunt foarte sensibilă, mi-a plăcut mai ales aia cu strugurii și am avut și noi o prăjitură cu struguri foarte bună. Să știți, da, eu între timp am terminat de pregătit aluatul pentru blat, pe care l-am turnat în mod egal în cele două tăvi pregătite și pe care o să-l coc 20-25 de minute sau până trece testul scobitorii. Și acum că blatul putem să îl dăm la cuptor, o să vă spun de ce avem nevoie pentru cremă. Du-te tu aici cu minte și tu aici cu minte. Pa! Și ne-am întors. La cremă o să facem un ganaș de ciocolată. Sună sofisticat, dar este de fapt o cremă foarte, foarte simplu de preparat. Avem nevoie de 400 de grame de ciocolată cu lapte sau amăruie, 200 de mililitri de smântână lichidă sau frișcă lichidă, o lingură de zahăr brun, 2 linguri de miere, 3 linguri de unt. Tocăm ciocolata, așa cum am făcut eu aici, cum am început să fac eu aici, cum o să continui să fac, și o punem într-un vas mare, ca și acesta, apoi într-o crăticioară punem frișca lichidă, zahărul, mierea și untul. Le punem pe foc, le aducem până la punctul de fierbere și când untul este topit complet și frișca începe să clocotească, turnăm peste ciocolată, lăsăm să stea vreo 2-3 minute, apoi amestecăm cu telul până avem o cremă lucioasă și toată ciocolata e topită. Eu vă stric când e gata asta ca să vedeți cum ar trebui să arate și între timp o să-l rog pe Banto dacă poate să ne arate și ce să facem ca să ardem caloriile pe care o să le
luăm din 400 de grame de ciocolată? Păi, Teo, draga mea, să facem împreună. Pornim de poziția asta. Doar un spas scurt acasă, nu trebuie să fie un spas mare. Și aici dăm start. Hai, la mișcare. Și 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm flotări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atunci, deci, dacă faci asta în 30 de minute, poți să mănânci bunătina lui Teo. Dacă facem asta. Liniștit, că calorie poți să arde așa, repede. Pentru că cu mișcarea asta lucrează deja tot corpul. Mai mult pentru cardio. Deja vezi că trebuie să trag aer în piept. Pentru că mi-e obosit asta. Ok? 30 de minute. Exerciții precum în armată? Se fac astfel de exerciții în armată? Da, și chiar săptămâna trecută mi-am dat și eu normele la pregătire fizică. Îmi pare 20 rău de, că... 20 de flotări, da? 60 de abdomene și am alergat 3000 de metri. Ești mult prea frumos apretat și mult prea alb. Nu vreau să te pun să faci exerciții, să faci demonstrație cu bantul. 20 de minute? 20 de exerciții. 20 de flotări, 60 de abdomene și alergare 3000 de metri în barem. Am aproape de 18 minute. Ei bine, da. Ei bine. L-am putea foarte lua bine pe bantu și în armată. Dar... Da, deci la ce fizic are și la cum arată și la pregătirea fizică, bantu tu ești de trupe speciale. Ah, exact, da, exact. Mi-e place asta. Teo ne gătește pentru soldații, da, care dar atunci trebuie să-ți ia adio de la Teo și trebuie să faci exerciții de, exerciții de supraviețuire. Eu și Teo aici ne potrivim. Tu unde m-ai trimis? La soldații flămânzi. Da? Da. Nu mai mănânci tu tort. Păi eu, și tu ce le faci? Eu sunt o flămândă. Și tu ce le faci? Masaj, mămică, kinetoterapie, recuperare corporală? Tu pe ce te duci acolo? Că pe mine m-ai băgat la curățat 4000 de kg de cartofi pe zi. Tu ce faci acolo? Eu știi ce fac? Iau fluierul. Unghiile cu gel nu și le pune nimeni. Iau fluierul, nu se epilează, dau startul genefase, la gătit și dau startul la mișcare și vă supraveghez. Bravo. Atât. Mulțumesc frumos, nu mă duc. Vă organizez acolo. Nu vreau. Bine. Eu nu vreau. Pa. Bine. Bine, continuă-ți prăjitura. Păi da, mă trimite la popot, tortul, atât am venit eu. Vrem să știm care este mesajul pe care vrei să îl transmiți prin cântecele tale. Dacă ai un mesaj anume sau cum te apropii de public. Fac parte din generația de interpreți sau din tipologia de interpreți care, sigur, își dorește să fie cunoscut, să facă publicului, dar care să promoveze genul de cântec spre tradițional. Pentru că, știi, cu succesul imediat, succesul care dintr-un cântec comercial vine foarte repede, dar la fel de repede și pleacă. Cred că trebuie să existe repere în cultura tradițională sau în cântecul popular pe care generațiile care vin să-i urmeze. Eu am avut niște repere. Cine? Nicolae Sabău, Sava Negrean Brudașcu, Valeria Peter Predescu, Furduiancu, iar chiar primele, Nicolae Mureșan, Floricile Bihorului, sau de aici de la Cluj, Ana Pop Corondan, Dumitru Sopon. Și ascultându-i pe ei, am prins drag către cântecul popular. Ce vreau să transmit prin cântec? Vreau să transmit experiența mea, amintirile mele, trăirile mele, povestea satului meu, povestea vieții mele și dacă lumea se regăsește în cântecele mele sau cu cât se regăsește mai multă lume, cu atât simt că m-am apropiat de sufletul lor. Lucrurile simple, exact cele de care îți spuneam, n-aș putea să cânt. Sigur, admir și eu câteodată în diverse conjuncturi unde ești bani, îți și duci bani și bani cu furca să-i întorci, pentru că în asta se regăsește lumea. Și pe undeva este de înțeles. Cântecul trebuie să reflecte o anumită etapă din evoluția din viața unui popor. Nu știu, singura modalitate în care aș vedea mulțumite ambele tabere ar fi cântecul să se împartă în tradițional și în popular. Cel care este astăzi la modă să fie un cântec popular, pentru că asta place poporului. Prinde la public, da. Iar celălalt este să fie cântec tradițional. Cântecul tradițional. De fapt, eu am două inițiative și unde merg la orice emisiune ajung, le spun, pentru că vreau să rămână în conștiința colectivă. Am sprijinul mai multor prieteni, mai multor oficialități, inclusiv parlamentari, pentru a propune o lege
pentru înființarea unei case a satului. Deci văd în fiecare sat din România o casă reprezentativă a acelui sat, în care să se regăsească obiectele tradiționale de uz gospodăresc, de uz personal, un album cu fotografii, o carte din vremurile de demult, chiar scrisori, cum soseau scrisorile de pe front, icoane, farfurii, tot ceea ce era reprezentativ odinioară pentru satul românesc. Și a doua, opțional, într-unul din anii de studii din clasele 9-12, un modul de tradiții. Noi toți când mergem în străinătate admirăm ce costume frumoase au spaniolii, ce cântece au brazilienii, dar noi nu ni le promovăm ale noastre. Am rămas la ideea dezrădăcinării noastre ca popor, care nu-și mai știe valorile și recunosc și eu cred că aș pica testul recunoașterii ținutelor populare, costumelor populare. E ultimul lucru la care vreau să mă gândesc sau despre care vreau să vorbim, dezrădăcinare, nu. Ci aș vrea să vorbim despre o revenire la tradiții și cred că, sau văd reperele le văd undeva tot la nivelul locului, undeva acolo în comunitățile mici, în sate și comune, pentru că am un răspuns elocvent care îmi dă speranță. Eu am cunoscut în urmă cu 2 ani într-un sat din județul Suceava, satul se cheamă Botoș, are în jur de 100 de case, am cunoscut un om căruia i-aș fi dat, nu știu, un premiu echivalent premiului Nobel pentru literatură, pentru ceea ce a făcut. E vorba de preotul satului Mihai Țehanciuc. Este preot acolo din 1998 și povestea cum în 1998 a fost la colindat în sat, în sărbătorile de iarnă. A fost singurul îmbrăcat în costum popular. În 2012 și în 2013 am fost la un obicei, se cheamă Răscolul Stânii, acolo la Botoș, tot satul este îmbrăcat în costume populare. De la copii la oameni în vârstă. Și Doamne cât de frumos a putut fi când pe sune de tulnici a ieșit lumea din biserică, ne-am urcat în căruțe și am mers în locul unde se desfășura festivalul Răscolul Stânii. Exact o stână tradițională. Deci, încă o dată, omul sfințește locul și cred în preot, cred în primar și cred în învățător. Pentru că în școlile rurale pot fi sau pot să existe cursuri de dansuri populare. Mai am un reper care îmi dă curaj. Am un prieten, cel care mi-a făcut cizmele de la costumul popular. Are o mică firmă, un atelier de pantofărie, cizmărie. Și mi-a spus așa, eu i-am scris pe un poster pe care l-am dat, ăla bărbat joacă bine, ce ia cizme de la tine. El a postat pe Facebook scrisul cu posterul cu scrisul și de 2 ani de zile, cred că a echipat vreo 60 de ansambluri de dansuri populare din țară. Deci iată că se revine la tradiție la nivel local. În desele festivalul și deplasări pe unde merg, văd. Și chiar am vorbit cu primarii. E un gest atât de frumos, ca înaintea numelor cunoscute din folclor, din cântec, să aibă un moment rezervat cei ai locului, cei ai casei. Ne cântați, ce ne-ați pregătit prima piesă? Eu am pregătit chiar una dintre cele mai frumoase melodii din repertoriul meu. Este o melodie legată de un eveniment agrar, de plug. Îmi este atât de drag încât și dacă vor trece 200 de ani, eu tot am să merg cu plugul la arat. Vă rog frumos să luăm microfonul. Cu drumul măi,
Trag mână drășar, trage bine. Trag mână drășar, trage bine.